Glory, morning glory, se prăjește cartofiorii. Bonjurică, bonjurică, uite așa ajungem în viață, măcar o dată să stăm de vorbă și cu ministrul finanțelor și da, suntem live pe Facebook și pe toate alea, pe o anumită rețea. Auleu, ce proastă sunt, iar am făcut reclamă mascată la Facebook și îi spunem bună dimineața ministrului finanțelor, domnul Florin Cîțu. Bună dimineața, domnule ministru. Bună dimineața. Cum ne simtem astăzi? Suntem deja la lucru, toată lumea este trează în organizația de bază, mai puțin doi miniștri care sunt acasă. Nu, să știți, și ei sunt trezi, sunt acasă. A, bun. Dar astăzi lucrăm telemuncă, există mai multe instrumente, deci putem să lucrăm de peste tot. Deci sunt și ei pe baricade acolo. E bine. Spuneți-mi, vă rog frumos, în primul rând, cât dormiți? Că e foarte important. Poporul trebuie să afle de la cei care le... ne conduc, cât dorm ei ca să ne dăm seama dacă totul are o explicație. În medie 5-6 ore, cam așa. 5-6 ore. Dar nu e bine, da. Să știți. Nu, ridicăm, e mai bine ca în primăvară, de asta vă spun că e mai bine. A crescut media, în primăvară era mai puțin, dar acum e mai bine ca în primăvară. Da, e important. V-a tremurat un pic inima când ați auzit de miniștrii Popescu și Bode? Evident, de fiecare dată. Și mă duc și mă testez, asta e viața. Astăzi vă testați? Da. Aveți, bun, presupun că primiți toate întrebările astea la foc continuu, dar până una alta e important, având în vedere ce se întâmplă, dacă se mențin programele astea de sprijin pentru șomajul tehnic, part-time, toate chestiile astea și în 2021, pentru că nimeni în Europa nu vede o reducere a situației din teren mai devreme de primăvara anului viitor. După cum ați văzut, am prelungit și perioada depunerii declarațiilor pentru creditoase impozite. De la 25 octombrie am prelungit până în 25 decembrie, deci fără penalități, fără executări chirite. Avem reeșalonare pentru următorul an. Da, ne gândim la toate aceste măsuri, să vedem cum putem să le prelungim. Ideea este că încercăm să le prelungim în special pentru acele sectoare care vor fi afectate direct de măsurile luate de guvern. Dacă închidem un sector, este clar că acolo va trebui să prelungim aceste măsuri. Dar din punctul meu de vedere, măsurile care au funcționat cel mai bine sunt cele de tipul IMM Invest, unde oferim garanții. Sunt foarte multe companii care vor să rămână deschise, vor să investească în această perioadă, au văzut o oportunitate și pentru acestea am creat aceste programe. Avem nevoie, deci din punctul meu de vedere, toți ar trebui să rămână deschiși dacă vrem să trecem cu bine peste această perioadă. Dar e adevărat că sunt unele sectoare unde este mai complicat să rămână deschise. Nu e decizia mea, e decizia medicilor. Asta este, din păcate. Dar care vor fi criteriile după care au să fie alese firmele beneficiare în cazul în care se va trece? Pentru că IMM Invest nu se adresează neapărat firmelor mici. Astea săracele au multe credite, nu pot să plătească foarte multe rate în același timp și atunci ar avea nevoie de alt tip de sprijin. Acum ați avut programul ăsta în care s-a lucrat după principiul primul venit, primul servit. Mai departe, cum ajutați și firmele mici care gâfâie amorțiu? IMM Invest a fost, să știți, în special pentru mici și mijlocii. Am relaxat condițiile cât s-a putut. Aveam o condiție inițială, de exemplu, de a menține numărul de angajați după, pentru o anumită perioadă după ce s-a luat împrumutul. Am scos și această condiție. Ne uităm la ta de fiecare. Am spus de la început, nu aveam soluție, nu știam exact care sunt măsurile cele mai bune, dar pe parcurs le-am îmbunătățit în așa fel încât să lărgim plaja, să le dăm cu mai multor companii acces. Și la IMM Invest, să știți, deja sunt 20.000 de companii, ca să vă dați seama, care au luat prin IMM Invest, ce înseamnă dobândă subvenționată 100%, garanție de stat aproape 100% pentru credit. Deci 20.000 de companii care să ia credite. Sunt companii care n-ar fi putut să ia credite în condiții normale. Da. Asta a ce IMM Invest, de fapt. Și așa IMM-urile în România nu aveau acces la credite. Erau doar, se pare că unul din 5 IMM-uri puteau să ia credite. Acum, prin aceste programe, le permitem mai multe companii să aibă acces la capital. Deci capital se dezvolte. Și să știți că am vorbit cu multe, în special cu restaurante mici prin București sau cafenele, care au reușit să-și cumpere un prăjitor de cafea, să-și cumpere încălzitoare pentru afară, să aibă pentru să mână terasa, în fine, iarna, să-și acopere o terasă. Chestii pe care le-au făcut cu acești bani,
ca să ducă afacerea mai departe. Bun, oricum, ce vă întrebam eu era, de fapt, dacă aveți în plan trecerea de la program de gen, un program din ăsta de gen IMM Invest la unul de distribuire de granturi. Granturile sunt, este, acel program este administrat de Ministerul Economiei și continuă, chiar dacă ministrul este acasă cu diagnostica pozitiv, dar vom adăuga 500 milioane de euro. Primii bani fost epuizați, se adaugă 500 milioane de euro și înțeleg că această sumă va ajunge să acopere toate cele care au fost făcute până acum pentru aceste granturi. Deci nu va rămâne nimeni fără să aibă acces la aceste granturi. În același timp, în următorii ani, bineînțeles că începem să primim fondurile europene, cele 80 de miliarde încep să curgă de anul viitor. Și acolo sunt și granturi, sunt și împrumuturi garantate, sunt tot fel de programe, etc. Deci, deja de anul viitor se schimbă lucrurile și vom publica planul acesta național de reconstrucție și reziliență, PNRR-ul, care arată în detaliu fiecare sector, cum poate accesa, etc. etc. Deci sunt acei bani pe care mizăm în perioada următoare și care vor ajunge la companii. Și v-ați gândit, aveți un plan concret și cu desfășurare apropiată de sprijin pentru sectoarele astea care sunt la pământ în momentul ăsta? Începem cu, nu știu, nu orice ordine, de fapt, Horeca, apoi cultura, asistența socială privată, oameni care trăiau și din donații și din sponsorizări și așa mai departe. Și astea nu mai vin? Cu toate am avut discuții. Vă cum știți, Horeca anul acesta am eliminat plata impozitului specific, deci pentru tot anul a fost eliminată. Horeca este unul dintre acest sector de beneficiarii principali ai IMM Invest. Bineînțeles că împreună cu Horeca ne gândim și la alte măsuri. Au fost șomaș tehnic, au fost plata angajaților 41,5% pentru cei care au fost în șomaș tehnic. Există munca flexibilă, sunt deja programe, dar dacă trebuie ceva în plus, bineînțeles că împreună cu Horeca, ca de fiecare dată, să știți că foarte multe dintre aceste măsuri au fost luate, au fost implementate după discuțiile cu asociațiile care reprezintă un anumit sector. Am avut și discuții cu artiști independenți sau asociațiile care reprezintă acest domeniu, cultură, independenți. Și acolo sunt tot fel de soluții și programe prin care sunt derulate prin Ministerul Culturii. Dar de fiecare dată am spus că dacă sunt idei pe care putem să le primim și putem să le finanțăm, ajutoare de stat sau altfel de granturi pe care putem să le accesăm la Comisia Europeană, le vom implementa fără niciun fel de rezerve. Mai am o întrebare legată de o stare pe care o trăiesc unii angajați care, dacă se infectează și trebuie să rămână în izolare, sunt amenințați că nu vor fi plătiți, că își pierd locul de muncă și așa mai departe, chiar dacă legea aparent îi protejează. Aveți cum să luați măsuri explicite pentru protejarea celor care trebuie să se izoleze și nu pot beneficia de chestia cu au dreptul la concediu medical și așa mai departe? Aici este clar că trebuie să fim fără, deci vom fi foarte severi aici. Dacă sunt cazuri în care sunt abuzuri și nu se respectă legea, vom fi foarte severi. Nu, în aceste momente este clar că avem nevoie de angajați sănătoși și am mai spus asta, dacă vrem să avem o economie puternică, avem nevoie de angajați sănătoși. Asta a fost de fapt scopul inițial. Oamenii trebuie să fie sănătoși și ca să fie sănătoși avem nevoie de economie puternică. Merg mână în mână. Deci de fiecare dată când o să fie un abuz și da, e adevărat, asta este, natura umană mai este și astfel situații, vom reacționa prin instituții. Sunt mai multe ITM-uri, sunt mai multe instituții care pot să intervină. Deci oamenii pot să se folosească de sprijinul statului în această privință. Pot cere ajutor. Asta a fost, de fapt, ce am încercat în tot acest an. Știam că există și ca cerere privată, dar și ca instituții private, s-ar putea să existe probleme și atunci statul a trebuit să vină și să ia locul și să vină cu instrumente. Și acesta este unul dintre aceste instrumente. Ați spus că nu luați în calcul un lockdown în economie, că în luna octombrie veniturile au fost mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut. Faceți o rectificare bugetară când o prezentați, cum vedeți anul viitor, își mai revine economia în V, cum spuneați acum ceva vreme?
Deci, trimestrul 3 o să fie unul pozitiv pentru România. Așa cum am spus, vom avea o revenire în trimestrul 3. Veniturile la buget și aici trebuie să le mulțumesc tuturor companiilor, românilor, care și-au plătit impozitele la timp, pentru că sunt și companii care au plătit și asta s-a văzut clar că veniturile pe 10 luni de zile, deci pe toate 10 luni, sunt mai mari decât anul trecut în 10 luni de zile. Deci, chiar de în perioada de criză, sunt foarte multe companii care au înțeles că plata acestor impozite, faptul că noi plătim banii înapoi, plătim facturile și nu ținem banii la noi și îi aruncăm la altă parte, cum se făcea în trecut, oamenii au reacționat pozitiv. Trimestrul trebuie să fie pozitiv, depinde doar de noi dacă o să fie și în continuare și trimestrul 4 și revenirea, asta înseamnă să continuăm ceea ce am făcut până acum, să investim. 10 luni de zile am investit sunt 35,4 miliarde de lei. Este cea mai mare sumă investită în economie în ultimii 10 ani pentru aceeași perioadă sau mai mult decât s-a investit în 2016, parcă 26 de miliarde în 2016, 27 în 2017, deci mai mult decât un an în 2016, 2017 sau 2018. Asta am încercat să facem. Știam că economia privată o să aibă probleme și trebuia să suplinești cumva această cerere și am venit cu investiții, 35,4 miliarde de investiții. Simțiți că... Scuze. Rămân la companii 16 miliarde de lei prin acele facilități fiscale pe care nu le-am anulat, rămân cur până în 25 decembrie. În momentul ăsta puteți să ne spuneți, dar încet să nu audă nimeni, dacă diseară se va decide în ședința de guvern interdicția de circulație pe timpul nopții? Nu am această informație, să știți, și vă pot spune foarte tare, nu am această informație. Eu întotdeauna am spus de fiecare dată că prefer să rămână economia deschisă, dar cu reguli, să le respectăm toți. Dacă toți am respectat niște reguli minime, am putea să mergem cu economia deschisă și e foarte important să ținem economia deschisă, pentru că nu mai spun de psihicul nostru, este important, dar ne ajută ca să putem să plătim pentru toate aceste programe, pentru a ajuta pe cei care au nevoie. În acest moment e nevoie de toți să punem umărul. V-ați revenit din declarația domnului Ciolacu despre Ceaușescu, cel care ar fi fost împușcat pentru a achita datoriile? Eu îmi revin, îl știu, domnul Ciolacu nu am pretenții, dar cred că astăzi în România, când se vede ce se întâmplă în Viena, astfel de demnuri, o acuzație care pare oarecum că o aștepți de la o grupare teroristă, nu de la un președinte de partid, nu și-au locul în spațiul public. Am văzut că nu și-a cerut scuze, dar în politica din România, eu credeam că sunt limite, când am intrat în 2016, se pare că nu este niciun fel de limită. Vi se impută faptul că s-a îndatorat România mandatul dumneavoastră. Vreau să știm cum stă situația pe la guvern, adică care miniștri, de la care ministru poți să te mai împrumuți 200 de euro până la leafă. Sunt unii mai generoși? Da, mai au unii, mai au ceva economie, ar trebui să le luăm de acolo. Asta cu îndatorarea este doar un atac politic. În primul rând că România s-a îndatorat mult mai puțin decât s-a îndatorat majoritatea țărilor din Europeană și rămâne cu datoria publică cea mai mică aproape din Europeană. Am avut, deci, în același timp nu poți să ai și cheltuieli pentru toate măsurile pe care le-am făcut anul acesta, pentru investiții, pentru șomaș tehnic, pentru plata concedii medicale, să rambursezi și TVA, să lași ei în economie 16 miliarde de lei, deci nu iei bani din economie și să nu te împrumuți. Deci este imposibil. Ceea ce am făcut noi, ne-am împrumutat mai ieftin. Asta am reușit să facem. Să împrumutăm mai ieftin în fiecare lună decât anul trecut când era creșterea economică. Am economisit bani, să știți, cât am putut am economisit și la Ministerul de Finanțe am economisit bani chiar la cheltuieli de personal. Deci am încercat să economisesc pe unde s-a putut. Dar să vii să spui că să ne acuzi că ne împrumutăm când eu am plătit anul acesta 80 de miliarde de datorii din trecut, făcute de cei care mă acuză astăzi. Sunt 50 de miliarde împrumuturi făcute de ei, 30 de miliarde de facturi neplătite. Îmi dați seama că numai în octombrie a trebuit să plătesc un împrumut de 10 miliarde luat în 2017. Atât de inconștienți au fost, au luat împrumut pentru 2 ani de zile. 3 ani de zile să-l plătesc acum, l-am plătit 10 miliarde de lei. Și ei ne întreabă de ce ne împrumutăm. Deci, e ca la întreținere, la bloc, nu? Da, să putem să îi punem să plătească diferența de dobândă. Cum se împrumutau ei scump când economia creștea? Noi ne împrumutăm ieftin astăzi în perioada de criză. Eu aș pune să plătească diferența dobândă ei, că văd că sunt foarte vocali și se pricep. Când a fost la guvernare au introdus taxe.
dacă nu mai țineți minte, dar ne băgau taxe în fiecare an, aveam o taxă nouă de la cei care ne atacă astăzi. Și așa, și așa, dar până la urmă, hai să trecem la chestii ceva mai civile, că până la urmă economia duduie, avem metrou în drumul Taberei, mare lucru nu prea mai e de făcut. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă aveți planuri de Crăciun, de Revelion și dacă ați putea fi un exemplu. Cum vă imaginați Crăciunul pentru poporul român anul ăsta? Al meu o să fie cu bugetul pentru anul viitor. Vă spun, deci o să lucrez la bugetul pentru anul viitor. Cam asta o să fie Crăciunul și Revelionul meu. Sper să reușim să trebuie, de fapt, să-l avem până în 31 decembrie. Deci va trebui să pregătim bugetul pentru anul viitor. Bun. Estimația aceeași scădere și creștere despre care ați vorbit? 4% și revenire pe anul viitor? Corect. Și să știți că estimarea noastră pentru anul viitor este printre cele mai conservatoare. M-am uitat la ce estimează și Fitch sau IMF sau alte instituții și toate dau o creștere economică în viitor de 4,9% pentru România. Noi cred că o să fim 4,7%. Nu știu exact cifrele, le fac cei de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Dar revenirea anul viitor cu o consolidare fiscală. Bineînțeles, încercăm să avem deficit mai mic ca să nu ne mai împrumutăm atât de mult și deficitul mai mic vine din venituri mai mari. Digitalizarea NAV va aduce venituri mai mari la buget. Asta nu e rău, dar acum, trecând la lucruri foarte, foarte serioase, aveți un tricou foarte mișto, toată lumea l-a remarcat. Sunteți rocker sau doar că v-am invitat așa la Rock FM? Nu, e unul dintre ele, sunt rocker din 86. Ăla a fost un an foarte bun pentru Metallica, rock. Metallica, Master of Puppets, primul album pe care l-am ascultat. Bun, nu e rău deloc. Dar acum trecem de la Metallica la un cântăreț român care a îngropat Metallica în preferințele publicului. Așa că, domnule ministru Câțu, vă rog frumos să vă pregătiți. Veți trece prin cumplitul, temutul test Enceanu de la Morning Glory. Așa că vă rog să deschideți Facebook-ul la pagina Constantin Enceanu Oficial și să vedem ce scor scoate ministrul Câțu. Am sau cont? Am și un cont și o pagină. Contul privat unde avem prieteni. Nu. La comunitate. La comunitate. Prin contul privat pe pagina lui Constantin Enceanu. Da. Și la comunitate acolo vedeți câți prieteni de dumneavoastră au dat like paginii lui Constantin Enceanu. Da, 95. Dar sunteți popular pentru ministrul al finanțelor. Stăți foarte bine, foarte bine. Contul domnului Enceanu privat am un singur, deci acolo am unul, dar la pe asta au dat like 95 dintre prietenii mei. E foarte bine. Stați extraordinar, să știți. Da? Mi se pare un început foarte, foarte bun. Acum are o melodie interesantă ultima, uitați-vă acum, uitam cum mi-a spus, dar poate n-am văzut eu bine ceva cu m-am puntat la bancă sau mi-a spus acum să mă uit. Mă puseai lungit în pat, este melodia, e o chestie pe care o vom face cu toții de Revelion și Crăciun. Bun, dar până una alta, spuneți-ne, dacă e să vină apocalipsa fiscală, ce ați mânca dumneavoastră la ultima masă? Nu vreau să supăr pe mama, trebuie să mănânc sarmale. Sarmale, da. Okay. Cu ardei iute și smântânică? Fără ardei iute, dar cu smântână. Da. Bun, deci, atunci stăm extraordinar. Dacă ziceam altceva, ziceam, nu, aveam probleme cu mama, așa că nu mai e. Nu, nimeni nu vrea să aibă probleme din astea. Nu. Niciun mare om de stat nu vrea să aibă probleme. Deci, dacă mama nu. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă știți de campania noastră românială Sânge de Rocker și dacă v-ați gândit vreodată să donați sânge. Ați donat sânge? Am mai donat sânge, știu campania noastră și da, ar fi păcut să spun că merg acum pentru că stau dumneavoastră. Eu am mai donat sânge în trecut, n-am făcut din asta un tam-tam și o să mai și donez. Bun, mai luați și niște colegi, mai duceți-i și pe ei acolo și ne împrospătăm sângele. Și când v-ați dus să donați, v-au făcut și analizele, nu? V-au ieșit bani în sânge? Aveți bani în sânge? Nu. Nu că banii ar fi brațului. Da. Da. Nu. E bine până aici. Vă mulțumim foarte mult și Doamne ajută, la cât mai multe V-uri, ca să zic așa, să ne umple... Trebuie doar unul singur și puternic și ne ajută pe toți. Bun, așa să-i rămână numele, atunci rămânem cu semnul ăsta al V-ului aici. Vă rugăm frumos să mai rămâneți un pic alături de noi, să facem o fotografie de grup și noi revenim imediat după publicitate și vă mulțumim foarte mult. Să avem o zi bună și numai bine. Sănătate! Morning Glory on Rock FM.